De la începutul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei, peste 91.000 de persoane au intrat în Republica Moldova în baza pașapoartelor rusești, dintre care aproximativ 24.000 au rămas pe teritoriul țării noastre, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră. În același timp, potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în ultimii 2 ani, 70% din numărul total de solicitanți ai cetățenii Republicii Moldova au fost din Federația Rusă, titrează radiomoldova.md. Aceeași sursă mai scrie că o parte dintre aceștia dețin și cetățenii ai Republicii Moldova. În același timp, 348 de ruși au solicitat azil, a informat Inspectoratul General pentru Imigrație pentru Radio Moldova. Numărul de cereri privind obținerea cetățeniei Republicii Moldova este în creștere, în special din partea cetățenilor ruși și ucrainene, a declarat directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, ASP a constatat și o creștere a tentativelor de dobândire prin fraudă a cetățeniei țării noastre. În ultimii 2 ani de zile, peste 70% din solicitări au venit din partea cetățenilor ruși, iar aproximativ 20% din partea ucrainenilor. Consecvent, procesul de verificare cererilor a dezvăluit o creștere alarmantă a tentativelor de fraudă, circa 30 la număr în ultimii ani, a declarat directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, mai anunță radiomoldova.md. Potrivit datelor ASP, în perioada 2020-2021 au fost înregistrate 11.719 cereri, în timp ce în ultimii 2 ani de zile au fost recepționate peste 19.000 de solicitări. În context, trebuie să precizăm că săptămâna trecută guvernul a votat prelungirea procedurii de acordare a cetățeniei de la 20 de zile lucrătoare până la 6 luni de zile pentru a asigura examinarea mai detaliată a documentelor depuse de solicitanții de cetățenie.